o zi frumoasă când Dumnezeu a îngăduit-o și a rânduit-o. Ne-a dat-o de dimineață, când ne-am sculat vii și sănătoși. Am venit într-acest loc unde putem să ne bucurăm de libertatea predicării Evangheliei. Putem să ne bucurăm și să fim parte împreună cu Biserica Golgota la această sărbătoare, când două persoane vor demonstra public și vor mărturisi că încheie un legământ cu Domnul prin botezul în apă, la porunca Domnului Iisus, așa cum ne-a poruncit Domnul. Asta facem și noi. Și Dumnezeu să ne ajute și El să ne binecuvinteze. Aș vrea să citesc 5 versete din Sfânta Scriptură. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetele 1 la 5. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetele 1 la 5, pagina în Biblie 1099. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Amin. Este un text din Sfânta Scriptură unde Apostolul Pavel scrie celor din Roma despre un lucru despre care vom vorbi și noi astăzi. Și Apostolul Pavel, scriind această scrisoare, începe cu o întrebare, cel puțin așa cum Cornelescu a împărțit pe capitole, versetul 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Și nu lasă ca să răspundem noi, dar ne dă și răspunsul și este unul foarte categoric și versetul 2 spune nici de cum. Și mai departe Pavel explică de ce. Și el spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Apoi spune despre botez, că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui și spune el mai departe care este semnificația botezului în apă. Noi suntem la această sărbătoare, așa cum aminteam anterior, și ne bucurăm căci în fața cerului, care este așa de frumos astăzi, este albastru, de un albastru frumos. În fața celor care ne vedem și celor care nu ne vedem, aceste două persoane tinere vor mărturisi public și vor spune că renunță la tot ce este lumesc, la tot ce este păcătos, la tot ce oferă lumea, la tot ce oferă sistemul lumea acesteia. Și într-un mod public, în fața noastră tuturor, dar în fața lui Dumnezeu cel mai important, ele vor încheia un legământ cu Dumnezeu prin care mărturisesc nouă tuturor și lui Dumnezeu. Căci din această zi, 30 iulie 2017, îl vor sluji pe Domnul cu scumpătate și credincioșie. Îi vor dedica toată viața și noi vrem ca Domnul să le ajute, să ne ajute și pe noi, care am încheiat acest legământ ceva mai devreme. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Atunci când vorbim despre botez, botezul este o declarație publică. Așa cum se face astăzi, în fața întregului univers, că îl slujim pe Domnul, că vrem să-i fim plăcuți Lui, că vrem să trăim principiile care le găsim în această carte, care le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și continuăm această temă despre botez, un lucru esențial, un lucru nu de mică importanță. Noi practicăm botezul nou testamental, pentru că Domnul Iisus, în marea sa trimitere, în Evanghelie după Marcu, capitolul 16, versetul 16,
El vorbește acolo și spune cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ceea ce facem noi, frați și surori, stimați prieteni, dacă suntem în ziua aceasta aici, nu este invenție cuiva. Nu a fost intenția unui om ca să pună o formă de a practica un botez, că așa i-a părut lui bine. Dar ceea ce facem noi în ziua de astăzi, urmăm întru totul porunca Domnului Iisus, care a lăsat-o ucenicilor, apoi peste veacuri, a ajuns până la noi și are aceeași valabilitate, că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și noi în ziua de astăzi vom fi martori cum aceste două persoane arată, demonstrează credința lor prin faptul că încheie un legământ cu Domnul prin botezul în apă. Apoi mai departe, dacă Domnul a rânduit aceasta, dacă Domnul a instituit, ceea ce vedem în continuare, în Matei capitolul 3, versetele 13 la 17, că cel însuși a fost botezat de Ioan Botezătorul. Apoi, pe parcurs, dacă privim la biserica primară, vedem că biserica a practicat botezul în apă. Dacă vom privi, eu știu, în decursul istoriei, pe toate paginile și filele ei, vom vedea că acei care au avut credință în Domnul Iisus, ei au făcut ce spune Sfânta Scriptură și au practicat botezul în apă, botezul nou testamental, așa cum îl numim noi. Vreau ca mai departe să luăm un exemplu de paginile Sfintei Scripturi, să vedem un om într-un mod special care relatează Sfânta Scriptură, care a fost botezat în apă și ca rezultat al botezului viața lui a fost schimbată, viața lui a fost transformată. Pentru că cei ce urmărim noi și cei ce vrem, fiecare în dreptul nostru, eu în dreptul meu, fiecare în dreptul lui personal, vrem ca după actul botezului în apă, fiecare din noi să trăim o viață nouă. Aceea ce spune Apostolul Pavel, scriindu-l celor din Roma, versetul 4, care l-am citit deja, sfârșitul lui spune, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Sfânta Scriptură mai spune că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Spune mai departe 2 Corinteni 5 cu 17. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Odată Domnul Iisus stătea de vorbă cu Nicodim. Ioan capitolul 3. Un fruntaș al iudeilor. Un fariseu. Și cei ce îi spune Domnul, cei ce îl frământa pe acest fariseu, vroia să știe el ceva legat de mântuire, vroia să știe legat de viața de dincolo. Și Domnul îi vorbește un subiect, și anume naștere din nou. Și dacă analizăm acel pasaj, cei ce vedem acolo, căci Domnul îi vorbește și implicit odată cu naștere din nou, într-un mod automat, că nu se poate altfel, are loc trăirea unei vieți noi. Este așa de important, este așa de necesar, ca după încheierea legământului în apă, într-un mod deosebit, acele persoane, fie că au fost 50 de ani în urmă, fie că au fost 10, 20, noi toți care am încheiat legământ cu Domnul, care i-am promis că îl vom sluji, să trăim o viață nouă. Aceasta este o bună mărturie pentru cei din afară. Este viața noastră care o ducem într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Așa cum spuneam, vreau ca să vedem un exemplu de pe paginile Sfintei Scripturi despre un om care a primit botezul în apă și viața lui a fost schimbată, viața lui a fost transformată. Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetele 25 și până la 34, vorbește despre Pavel și despre Sila, care se aflau în închisoarea din Roma. Nu se aflau acolo pentru că au făcut ceva rău. Se aflau acolo pentru că au eliberat o slujnică ghicitoare. Și cei ce vreau ca să privim, nu voi citi acest pasaj, este un pasaj mai lung, voi
frunzăridor, voi spicui câteva versete și pentru început, haideți că să citim versetul 31, Fapte 16:31. Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Un lucru care vedem la acest temnicer. Atunci când au observat ceea ce s-a întâmplat și știm contextul acestei povestiri din Biblie, el se adresează la Pavel și la Sila. Ceea ce e interesant că nu merge la alții care erau mai vechi acolo în temniță, dar merge la acești doi oameni care la miezul nopții, cum spune Scriptura, se rugau și cântau cântări de laudă, iar cei închiși îi ascultau. Și cei ce îl întreabă, acest temnicer, văzând în ei ceva deosebit, văzând acea viață nouă despre care vorbeam noi, el are o întrebare cu un impact așa de important și îi întreabă, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și vedem că acest om are întrebarea cea mai importantă. Are întrebarea întrebărilor, întrebare capitală pentru toți oamenii. El nu îi întreabă cum de n-ați fugit. Nu îi întreabă cum de să mai rămas și voi. Nu îi întreabă altceva. Ci cei ce îi întreabă el era cu un impact în viața lui și spune ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Cei ce îmi place să cred și vreau să cred asta din toată inima, că am avut un moment în viața noastră, fiecare din noi, când ne-am pus aceeași întrebare, fie că a fost în Ucraina, poate, și am luat botezul pe marginea unui râu, la un mes de noapte, sau în Republica Moldova, fie că a fost aici, în America, dar eu vreau să fim siguri că noi toți, a fost un moment în viața noastră, indiferent de părinții care am avut pocăiți ori nepocăiți, indiferent de ce ne-au spus anturajul nostru, de ce ne-au spus rudele noastre, noi am avut acest moment când am întrebat pe noi înșine, poate și pe alții, ce să fac ca să fiu mântuit? Este cel mai important lucru. Pot să realizez lucruri mari în lumea asta. Poți să ai bani și bogății. Poți să ai relații. Poți să ai de toate. Poți să locuiești în cea mai frumoasă și mai mare casă. Poți să ai tot. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, dacă nu ți-ai răspuns la întrebarea asta, așa de o mare importanță, dacă n-ai încheiat cu Domnul legământ la vârsta maturității, în botezul în apă, atunci dați-mi voie să vă spun cu toată părerea de rău, cu toată dragostea, că n-ai realizat nimic. E așa de trecătoare viața. Așa de repede se scurge. Vorbeam cu un frate, acum recent, spunea despre un accident care a avut loc în Ucraina. Cineva a murit. Nu mult timp în urmă eram în țară, Republica Moldova. Un tânăr împreună cu sora lui se întorcea de la tineret. Era lider de tineret în acea biserică, o biserică rusă. Mergea pe marginea drumului un altul, plin de alcool, la volanul unei mașini. A intrat în acești tineri. Tânărul a murit pe loc, 23 de ani. Sora lui în reanimare. A mers tot satul la mormântare. Vreau să vă întreb, dacă acel tânăr nu-și punea întrebare ce să fac ca să fiu mântuit, era pierdut pentru eternitate, pierdut pentru veșnicie. Deci, indiferent de vârstă, tânăr sau mai în vârstă, cu mai multă sau mai puțină experiență, noi trebuie să ne punem întrebare ce să fac ca să fiu mântuit. O doua întrebare care vedem că o pune și găsește răspunsul acest om, atunci când are discuție cu Pavel și cu Sila, îi spune ceva acolo Pavel. Uitați-vă ce îi spune el, nu-l botează așa la întâmplare, nu-l botează forțat ca să nu știe nimic. Versetul 31, Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus. Deci un om, o persoană, o femeie, indiferent, ca să poată primi botezul în apă, trebuie să creadă, dar nu orice. Pentru că noi întâlnim în lumea asta păreri, oameni care spun, cred și eu, cred într-o forță supremă. Odată o femeie de președinte, și nu vreau să-i rostesc numele, că nu asta e cel mai important, era undeva în Islanda, în Reykjavik, și a întrebat-o un altul,
credeți în Dumnezeu? Și i-a răspuns, eu cred într-o forță care guvernează universul acesta și atâta tot. N-a trecut mult timp și acea femeie de președinte, mai puțin contează, undeva în Germania, se stingea din viață pe patul unui spital, că și-a refuzat să creadă în Domnul Iisus și a spus superficial, cred într-o forță. Este așa de necesar, frați și surori, stimați prieteni, toți ascultătorii care suntem aici, ca să credem, nu orice, nu basme, nu întâmple, nu ce spune, nu știu cine, nu știu unde, ci credința noastră să fie una biblică, să credem în Domnul Iisus. Și dacă vom crede cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, dacă vom crede în Domnul, că El ne iartă păcatele, că ne curățește, că ne salvează, noi vom putea să avem viața veșnică. Și vreau să vă întreb o întrebare, care să ne punem fiecare. Ești tu sigur de mântuirea ta? Călătorind prin lumea asta, mergând, relaționând cu diferiți oameni, foarte posibil ca după acea credință care ne-am pus-o odată să ne fi murdărit haina noastră. Posibil că nu mai suntem siguri dacă mai avem mântuire sau nu mai avem. Și vreau să vă spun cu toată certitudinea, cu toată siguranța, căci mântuirea se poate pierde. Dacă nu ne păstrăm curaj, dacă nu ne păstrăm sfinți, să nu-și imagineze cineva acest gând, să nu se gândească că odată salvat, pentru totdeauna salvat. Noi găsim în Sfânta Scriptură că numele noastre se pot șterge din cartea vieții și numai e cei care luptă până la sfârșit, numai e cei care păstrează credința curată, care trăiesc o viață nouă, cum spunea Pavel în Romani, numai aceia vor putea să ajungă în Raiul lui Dumnezeu. Și noi nu vrem să ne hrănim cu nădejde înșelătoare, nu vrem să trăim așa cum ne pică nouă mai bine, să ne gândim că Domnul ne salvează, că Domnul ne mântuiește. Nu-L vom putea noi forța pe Dumnezeu, nu-L vom putea amăgi pe Dumnezeu să ne ia în cer, dacă nu trăim curat. Vreau ca, în încheiere, să urez acestor două fete tinere, două surori, să trăiască o viață curată, să trăiască o viață nouă. Și un verset din Sfânta Scriptură, tot din Romani, capitolul 6, versetul 22, care spune așa: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Acolo vrem să ajungem, călătorind pe pământ, trecând prin America. Nu asta e destinația finală. Destinația noastră finală este acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, în viața veșnică, unde nu va fi plâns, nu va fi lacrimă, nu va fi boală, nu va fi durere, nu vor fi despărțiri, nu-și vor plânge copiii, părinții și invers, nu vor mai fi boli, nu vor mai fi atâtea lucruri care uneori pur și simplu ne clatină. Acolo va fi Raiul lui Dumnezeu și noi vrem să ajungem acolo. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.